Asistentele medicale sau doctorițele care preferă să fie cochete la locul de muncă ar putea să primească sancțiuni. Spitalul județean de urgență Galați le-a interzis angajatelor să poarte unghii lungi cu ojă sau chiar bijuterii. Potrivit conducerii Spitalului Județean de Urgență Galați, personalul medical trebuie să respecte anumite reguli stricte ce țin de aspectul fizic al angajatelor, și anume fără unghii lungi sau bijuterii. Părul trebuie strâns sub capeline la toate intervențiile asupra pacienților, inclusiv la intervențiile minim-invazive. Din acest motiv se face triaj zilnic, iar personalul medical este verificat și a fost deja avertizat că se aplică sancțiuni în cazul în care nu se respectă regulamentul de ordine interioară. Conducerea unității medicale susține că viața pacienților este pusă în pericol din cauza manicurii sau accesoriilor purtate de cadrele medicale. Conform regulamentului intern al spitalului, aceste proceduri nu sunt o noutate. Există un ordin de ministru, iar personalul medical a luat cunoștință de el și a semnat regulamentul.